Dorin. Prezent. Anton Ionel Dorin. Prezent. Artan Adrian. Prezent. Dorin Vasile. Prezent. Dorin Gheorghe. Prezent. Dica Gheorghe. Rob Liviu. Prezent. Rob Dorin. Prezent. Dar Constantin. Faci UTP-ul de mine la bacă în fața lui. Domnul Răuțoiu. Domnul Răuțoiu Dorin. Florin are o ședință online și trebuie neapărat să fie. A venit la primărie, a venit cu o oră și ceva și a zis caută cât posibil să ajungă. Da, domnul. Alo, da. Pentru altceva. Și merg toate? Domnul Dorin Constantin. Vedem. Domnul Tucării din lume. Domnul Dior. Este un lucru, dar e soare de lume. A fost stat în țară procesul de armare, de căzută. În casă, în Căciunea de Doamne și în casă, la Dormitor, la Mărțitor. Bine, bine. Dar chiar așa mult în elaboră, se întâmplă. Săptăm și octombrie. Cine se pentru? Acum, pentru domnul Sică, așa e prea mandatul de 3 ori la Comunicare de Prezidenție la Consiliul Local, trebuie să facem o propunere, să facem propunere pentru un nou președinte de ședință, cât posibil să nu se mai pentru data de 27 noiembrie 2023, ora 13, în sediul Cămilor Culturale cu Ștefănești, având următoare de zi, da. Pe ordinea de zi era primul punct cu monografia comună, cred că ăsta deja a căzut de start, de discuții importante. Deci, următorul proiect este de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3-2023, inițiator domnul primar. Punctul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Punctul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Punctul 5, proiect de hotărâre stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Coțopănești pentru ședința adunării generale ordinare acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău din 11-12-2023. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurătorilor suprafețe și lungimi a drumurile de satele Lânca, Tămășoaia, Boiștea, în vederea scrierii în Cartea Funciară și actualizării inventarului domeniului public. Proiect de hotărâre privind la punctul 7. Privind modificarea organigramei și statului de funcții din aparatul specialitate al primarului. Punctul 8, probleme diverse. Deci, fiind prezentate, deci, supunem la vot cine este cu ordinea de zi. Deci, fiind de acord, toți începem cu al doilea punct. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3-2023. Inițiator, domnul primar. Materialul. Da. Plătați? Să-ți materialul? Da, da. Nu era prezentat. Da, nu era prezentat. Nu era prezentat. Da. La punctul 1. La punctul 1 este încheierea exercițiului bugetar a Direcțiunii din ceea ce am prezentat în președinte. Exercițiul bugetar pe primele trei trimestre. Eu nu o să vă mai citesc sumele. Partea care vă știți foarte bine, partea de venituri și partea de cheltuieli. Aici este un raport de specialitate pentru conferea specialitate pentru doamna contabilă, doamna care se ocupă de finanțele primăriei și ceea ce vreau să vă prezint, dar sunt proiecte de hotărâre și că aici se cam repetă ceea ce este și în raportul de specialitate. Și la articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetară bugetul local pe anul 2023, după cum urmează. La partea de venituri, se diminuează cu suma de 37.000 de lei, capitolul 11.02.02, sume
defalcate din TVA pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă. Se suplimentează cu suma de 575.000 de lei la capitolul 42.34, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie. Se suplimentează cu suma de 5 milioane de lei la capitolul 480200, sume primite de la Uniunea Europeană, alți donatori la contul plăților efectuate și prefinanțări aferent cadrului financiar 2014-2020. Acum la partea a doua, partea în cheltuieli, se diminuează cu suma, deci se repete chestiunea, se diminuează cu suma de 370.000 de lei, capitolul 6502, învățământ, titlul 59, burse școlare, se diminuează cu suma de 11.000 de lei la capitolul 6702-0302, cultură, recreere și religie, titlul 20, bunuri, servicii. Se suplimentează cu suma de 30.000 de lei la capitolul 510200, cu titlul 10, cheltuieli de personal. Se diminuează cu suma de 10.000 de lei la capitolul 7402, titlul 71, cheltuieli de capital. Se diminuează cu suma de 30.000 de lei la capitolul 3402, drumuri și păduri, titlul 71, cheltuieli de capital. Se suplimentează cu suma de 575.000 de lei la capitolul 6802, titlul 57, cheltuieli ajutoare sociale de încălzit. Se suplimentează cu suma de 40.000 de lei la capitolul 6802, titlul 10, cheltuieli de personal. Se suplimentează cu suma de 5.000 de lei la capitolul 7007, alimentare cu gaze naturale a localității, titlul 10, Roman 58, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerealizabile aferente cadrului financiar 2014-2020. Articolul de îngrijire a Secretarului General al Comunei, prezenta hotărâre, se va comunica instituției de județul Bacău, primarul Comunei Coțovanești, compartimentul financiar Catalic și va fi publicat de la afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul Comunei Coțovanești. Cu aceste fiind zise, aceasta este materialul, ceea ce trebuie să știți că, după cum bine știți că nu s-a mai întâmplat nicio rectificare bugetară, suntem cu banii pe care am avut de la, pe bugetul pe 2013, pe care l-am aflat anul trecut partea. Deci, acesta nu mai ținut exact. Și am căutat să ne încadrăm în sumele pe care le-am avut. Mai mult de atât, în afară de banii europeni care vin la gaze, acolo de altă treabă, vin de la Ministerul Programelor Europene, de la Ministerul Dezvoltării și mai departe. De proiectele cu finanțare europeană. Banii sunt aceiași, veniturile cam aceiași, acolo mai variază la venituri. Depinde de luni, dar ne încadrăm în ținta pe care am prevăzut noi la venituri totale pe anul 2023. Dacă vreau să aveți ceva întrebări, dar punctul ăsta eu stau la dispoziție. Sunt întrebări legale? A zis că bine și eu. Cine este domnul? Ce să-i bani? Adică nu așa. Deci, împotrivă? Deci, pur și simplu, este aprobat. Trecem la următorul punct. Numărul 3. Întrebări privind rectificarea bugetului, bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind execuția bugetară bugetul local pe anul pe trimestrul 3-2023. Ținând cont de referat compartimentul de specialitate, prevederi legii 270-2006 privind finanțele publice locale, republicată legea bugetului de stat numărul 368-2022, pe anul 2023 avem obligația să aprobăm execuția bugetului local la
finele trimestrului 3, 2023. Din referatul prezentat, în urma centralizărilor din contabilitate, se observă că la sfârșit trimestrului 3, 2023, au fost realizate următoare. Venituri totale realizate, se împarte. 8.405.592 lei. Cheltuieli, secțiune funcționare, 4.820.626 lei. Cheltuieli, secțiune dezvoltare, 2.506.157 lei. Excedent, deficit, 1.061.756 lei. Acestea sunt sumele primite, încasate și cheltuite până la sfârșitul trimestrului 3-2023. Rog Consiliul Local al Municipiului să adopte proiectul de hotărâre în cadrul ședinței prezente. Aici sunt defalcate veniturile, sunt defalcate cheltuielile pe capitole, care oricum nu le rețineți, dar dacă aveți ceva punctual de întrebat, puteți întreba. La proiectul de hotărâri numai este același ceea ce v-am prezentat în referatul doamnei contabile. Dacă aveți ceva din întrebări. Dacă sunt întrebări legate de punctul 3, cine este pentru? Puțin atenție, domnule, asta. Ați văzut? Deci, este unanimitate. Deci, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. Inițiator, tot domnul. Eu, vedeți, materialul cât de stufos este, ne prinde aici în seara. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun următorul lucru. Dacă ați lecturat materialul de la Rastuit, nu am mărit nicio taxă cu nici un bănuț. Toate taxele rămân la nivelul anului 2022, adică votate în 2022-2023. Iar cele care le votăm azi vor fi valabile în 2024. Nu s-a umblat la majorul, nici la din înțeles. Și sperăm să ne descurcăm în condițiile actuale. În ținut cont de faptul că prețurile au explodat, în ținut cont că veniturile oamenilor nu s-au mărit, la cea mai mare parte a celor activi, vorbesc, și a pensionarilor, și atunci am zis, nu mărim niciun neuț, deși pe undeva ne confruntăm cu o problemă acută la apă. Apa este ieftină, în condiții în care nu putem acoperi. Avem avut probleme, nu se fac puțuri noi, avem probleme cu pompe, cu stații de clorinare, cu avarii, avem firmă de mentenanță, avem oricum, mergem pe minus acolo, e clară treaba, nu ai cum să acoperim. Și așa, mai sunt furturi de apă, și așa nu-și plătesc cu oamenii apa. A, nu am acum, la salariu, la pensie, când a venit băiatul de străinătate, când nu știu ce, și nu reușim să adunăm decât 60-70%. În condiții în care prețul este derizor. 3 lei un metru cub de apă e puțin tare. Cred că suntem cam singuri pe aici cu vara asta. Nu știu, acolo o promit, probabil că o să umblăm în decursul anului viitor. Nu putem acoperi sub nicio formă cheltuieli, sub nicio formă. Avem probe de apă. O probă de apă, acum, un exemplu, este 610-620 de lei. Deci 6.200.000 de lei. Banii care ia lună de la 10 abonați și nimic de nici pe aia. În rest, am dat la niciun bănuț, n-am mărit nicio taxă, niciun impozit. Și lucrurile au rămas așa. Aici avem indiciile astea. Bravo! În afară de indicii vale, care e 13,7, 13,8 aproape. Deci ăsta e clar, adică... Dar așa a fost stabilit de institut? Nu, asta e stabilit la nivel național, pe legea bugetului de stat, aici n-ai un... Aici nu-l mai ridici, nu-l mai cobor. Și ăsta e... Când e stabilit,
Deci toate taxele și impozitele, adică o să mai mărească cu 13.000 de loc și o să zic, iar n-am mărit ăsta taxe și impozitele. Nu, noi nu am mărit. Noi, ca și Consiliul Local dumneavoastră, aveți dreptul să vă duceți pe o plajă de la 0 la 50%. Adică, puteți mări. Deci ceea ce vă spuneam eu, că nu, eu nu am. Dacă vreți dumneavoastră să măriți, eu am propus să nu mărim. Dacă vreți să măriți, n-am nimic împotriv. Orianța din asta. Dar 13,7, 13,8 aproape la 100 este indice de inflație. Calculați, dacă plătești 100 de lei, plătești în 100 de lei, o să plătești 114 lei. 113,80. 114 lei. Deci rămân tot la fel bonificațiile care sunt până la 31. Da, bine, până la 31, e aceeași chestiune, ne schimbăm. Se diminuează cu 10%, până la 31 martie, e aceleași. Bineînțeles că rămân și penalitățile celor care nu plătesc. Exact, care se achite. Da. Deci aici intră și persoane cu handicap grav, accentuat, persoane cu gradul 1 și 2. Da, nu valabil în toate. Cetățenii de onoare, veterane și persoane... Toate facilitățile de rămân valabile. Da. Da, aici la valoare impozabil unde se zice că sunt reduse în funcții de an, la 100 de ani cu 50%, la 50 de ani 30% și la 30 de ani cu 10%. La coeficiențe. Coeficiențe, am înțeles asta. Asta se aplică în ce se plătește impozitul sau în momentul în care scoate din aripi în program? În program, da. În program, e băgat, nu? Da. Programul lucrează simplu. Da, da. Adică se ține cont. Absolut. Dacă sunt discuții pe tema asta, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Fiind în lucru de acord, merge la următorul proiect. Un proiect de hotărâre stabilind mandatul special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Coțofănești pentru ședința adunării generale ordinare acționarilor SC Compania Regională la Tăbacău, ISA, din 11-12-2023. Și aici este materialul destul de stufos, eu îți vă citez un proiect de hotărâre. Un proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special la reprezentantul legal al unității administrative teritoriale Comuna Coțofănești pentru ședința adunării generale ordinare acționarilor companiei ACRAB, din Bacău. Și nu vom exista spre anul legal, o să mă duc direct la partea de hotărâre. Articolul 2. Consiliul Local al Comunei Coțofănești în calitate de autoritate administrativă autonom, deliberativă acționarilor în cadrul SC CRAB Bacău, acordă mandat special pentru reprezentantul său legal în adunarea generală a acționarilor să voteze pentru la adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 12-12-2023, 12-12-2023. La hotărârile prevăzute la punctele 1-8 ale ordinii de zi comunicate prin adresa CRAB-ului din data de 15.124 din 9-11-2023. Și aici sunt înșiruite toate. Asta e scris, nimic nu mai citesc. Și la articolul 2. În cazul în care va fi împlinite condițiile de vorul pentru ședința adunării generale, ordinare, acționare în data de 11-12-2023, valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 în prezent se extinde pentru ședința din data de 12-12-2023. Menținându-se votul favorabil. Articolul 3, prezent autorizare se va înaintea prefectului județului Bacău, cu oameni comune, SC CRAB de Bacău și va fi afișat la afișajul primăriei și pe site-ul. Fiest, fiest, obligatoriu. Da. Da. Delegatul sunt eu. Da. Nu, am crezut ca să știți. Da. Deci dacă sunt întrebări cu tema punctului,
Cine este pentru? Fiind în totalitate, trecem la urmă pe lucru. Punctul 6. De hotărâre privind aprobarea măsurătorilor, suprafețe și lungimi a drumurilor din satele Bânca și Tămășoaia și Boiștea de Jos, în vederea scrierii în cartea funciară și actualizării inventarului domeniului public. Da, aici nici nu să certesc că vă spun despre ce este vorba. Când s-a făcut inventarul domeniului public, anterior, în anul 99, da, în 99 aveți dreptate, în 99 nu s-au prins la drumuri, nu s-a prins și zona nivelului Rașanților și a terenului de la Rașan și până în gardul proprietarului de locuință. Acum ăștia cer așa, că faptul că toate investițiile astea cu fonduri europene trebuie să fie proprietar pe terenul pe care se construiește rețeaua, investiția, orice fel de investiție. Și atunci ar trebui să trecem la măsurătorul de astea și să prindem un domeniu public în afară de drumuri și șanțul și zona aferentă dintre șanț până în gardul locuinței proprietarilor. Simplu ca bună ziua, e o lucrare pe care noi am și făcut discuții, am anunțat discuțiile, pentru faptul că trebuie la gaze, trebuie la apă, la un canal, la orice. La iluminat public, la știu ce investiții mai derulă mai pe raza pământului. Da. Dacă sunt discuții pe tema obiectivă pe care vor intra în inventar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Fiind în unanimitate, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții din aparatul de specialitate armată. Da, o să rog pe domnul secretar să-și prezinte din punctul de vedere, fiind și pe... Fiindcă trec compartimentul dumneavoastră. Acum legea 296/2023, 26/2023, privindu-ne în tot statul bugetare, de verificare, de sustenabilitate financiară a comunei pe termen lung. Conform acestei legi, la articolul 7 și la urmă, în viață, spune că numărul maxim al costurilor furnizorilor fie fără unități administrative inferioare, statul de vorbă garantie. Asta se reduce cu 20% începând cu data de 1 noiembrie 2020. Pentru asta s-a continuat a inițiat proiectul de hotărâre pentru aprobarea unei noi organigrame din care se reducem 3 costuri. Deci, cât de clar și aprobarea lucrurilor. Și adesea numărul SN, octombrie 2023, de pe la face în urmă măsură de statul de tare de ajungare asupra părții financiară unde pe termen nu, numărul mai de toți în unitatea de asupra țară se reduce cu 10% în data de 1 noiembrie 2023. Având în vedere că numărul mai de părți care vor aparatul de specialitate a primară este de 28%, în urmă se reduce atât de 3 părți față de statul de funcție aprobat prin HCN 141 din 3 noiembrie 2023. Prin proiect se propune reducerea postului vacant de auditor, a fostul de prezentul societății de dată cu prezentul la viitor vacant și a fostul de goadă în departamentul de locală vacant și acesta. Cu departamentul a viitor cadastru funciar devine compartiment al viitor cadastru, asta e departamentul cadastru. În ce privește statul de zinte, se provoie transformarea postului de considerare a sistemului comportamentul societar cu bugetul mentalitate în consiliar principal, în speranța că se va găsi cineva mai cu ceva experiență ca acest compartiment. De asemenea, statul de funcție s-a început domnul Tocela aici, în urmă, dar și alte funcție de funcție de șofer și doamna Bonța Genea, în urmă de doamna Moise Vecea, în funcție de consilier în cabinetul primar. Ca în vedere cele mai sus, suspunde toate și aprobări Consiliul Localului în proiectul de votare. Mulțumesc.
sperat în domnul Chirma, să vreau de ce ai stat la mine, mă duc sunt, da, la fitine la dispoziție cu hotărâri. Și a fost statul de funcție a fratului de societatea primar Părintele Bănesc, conform la nici nu urmă la prezenta hotărârii. Anume, articolul 2. Și a fost un organigram a fratului de societatea primar Părintele Bănesc, conform la nici 2 la prezenta hotărârii. Cu data prezente și-a vrut o hotărâre a faptul fondului în 30 în 2020. Prin urmă și de fratele comune, prezenta hotărârii și-a comunit anii chie pe textul primarului Părintele Bănesc, care e ieri al doamnă în care îl publici, contabilentă funcționare la fratul de societatea economică, la comunicată, și la ficarea acestui mașin local și o să aibă să vă rog. Acum se dau citire statului de domnicii, comisie. Avem demnitar domnul primar, Vladimir Ionel, domnul viceprimar, Antoșu Ionel Florin, Florin Ionel, eu, Manela, secretar general, apoi în compartimentul de urbanizare, de Sărfanul Lerul Elena, consilierul Perior, în compartimentul financiar contabil, integrare europeană, strategică de dezvoltare, Iacom Iulia, consilier superior, atunci Elina Gabriela, consilier, apostul Mihaela, consilier, și un post vacant de consilier principal. La compartimentul agenției publice, care este obligator să avem, este doamna istorie Petronia Mariela, la fel la agenției publicare, funcție specifică, toți superiori, studii superioare, nicio superior. Apoi compartimentul asistență socială, doamna Sali Tatiana, consilier superior. Două posturi. Doamna Irene Indiana, consilier superior. Compartimentul relațiilor publice, care mi s-a cerut a fi înființat de pe Agenția Națională a Funcționarilor Publice. E vacant, consilier, debutant, a spus. Compartimentul agricol. Avem un post vacant de consilier superior și Andrahi Teodor, consilier din Șupaște. Compartimentul protecției civile, misiune de pete, inspector cu protecție civilă superior. Văsul Benone, șef și de sol, serviciu voluntar pentru situații de urgență. Apoi trece la compartimentul poliției locale. Domnul Prof. Sebastian, poliției locale, principiu. Studiul superior, grad principal. Domnul Buciu Ion Dănuț, referent 1A. Și domnul profesor Iubi Vasile, Doamne. Compartiment administrativ, Trocea Valentin Tropea, Dumitru Daniela, Doamne. Biblioteca comunală, doamna local Carmen, biblioteca 1A, studiul superior. Cabinet primar, Monta Janina, consilier primar, consilier 1A, studiu exterior. Și mai facem capitolul. Număr total funcții publice 15, care sunt de funcții de conducere 1 de observate. Număr total funcții publice de execuție 14. Număr total număr funcții contractoare de conducere de lucruri, colectorii, număr total funcții contractoare de instituție 6, număr total funcții de instituție 24, număr total asistent personal 5. Și mai e o firmă, dar de la ea. Ce mai făcutați? Schema aia, domnul Ionel. Bă, dacă băiți-o văzut, haideți să rezumăm, haideți că ne pierdem. Haideți să rezumăm fiecare, pe compartimente. Deci, comuna cu ATI cu Ciofănești, comuna cu Ciofănești, dar avea dreptul la 28 de posturi. Nu le-am avut ocupate niciodată în regime. Noi acum suntem cu toții 20 și... Câți am avut? 21, nu? 21. Deci niciodată nu ne-am completat cu toate. Dar erau libere cele de care povestea domnul. Că dar dacă vreți, domnul, sunt pe compartimente, n-are sens. Acum, cu noua lege, se reduce cu 10%. 28 ori 10% face 2,8. 2,8 e când e 2,5, înseamnă 3 ori. Și atunci am zis, fraților, hai să vedem ce, la ce putem renunța. Și am găsit
pe compartimentul contabilitate. Era vorba de audit contabil, cel este care, în afara primăriei, care îți face auditul, verificarea la contabilitate și la toate astea, pe care, oricum, le face Curtea de Conturi. Clar. Am renunțat la audit contabil. Așa ne-am întâlnit, ne-am întrunit în factorii decizionali din primărie, primar, viceprimar, contabil, secretar, și am discutat chestiunea asta și am zis, domnule, am întrebat și cei din compartiment, ca să nu îngreunăm activitatea și să nu vitregim. Și am renunțat la un post la contabilitate, un alt post pe care trebuia să vedem. Era un șef de birou, aveam și un șef de birou și am zis, domnule, nu se mai poate nimic cu șef, nu, gata, fără șef. Și a rămas domnul Reșit noi și mai trebuia un om. Și nu aveam de unde să-l mai iau, pentru că celelalte posturi vacante sunt absolut necesare pe care le mai am. Am un post pe contabilitate, doamna contabilă are o vârstă. Unii poemâne, dacă iese la pensie, eu trebuie să angajez pe cineva, că aici nu e ca la vine din mers numai dacă vine prin transfer, să știe despre ce e vorba. Dar dacă angajez pe cineva nou, trebuie să stea măcar un an de zile să învețe contabilitatea UAT-ului. Dar mai și contabilitățile astea, în esență, ele sunt la fel, dar diferă. Una să ții contabilitatea la o societate și una să ții la un UAT, una să ții la o întreprindere mare și una la... Deci diferă. Și atunci, băi, vreau un post pe contabilitate. Nu puteam în locul doamna inginer, automat trebuia să avem om, nu puteam să desfințăm pe ăla, nu puteam să desfințăm un post care este pe iar, pe agent agricol, și tot așa. Și atunci am zis, bă, am șeful de birou, că nu mai avem nevoie șef. Șef s-a înțeles și fetele a înțeles. Și am mai renunțat la un polițist local. Și așa, na, funcționăm cu trei. Normal, ei, polițist local, sunt doi. Popescu este, apare că și goarda a fost atent. Și atunci am avea un acest. Și am mai renunțat la un polițist local și în loc de trei, în loc de patru, sunt trei. Ghitul ieșind la pensie, pensiune în America, și am zis, de acolo putem să diminuăm. Și a rămas stabilit pe cele trei posturi. Deci un polițist local, un șef de birou și un audit, auditor contabil. Deci despre asta este vorba. Deci noi am avut dreptul la 25. Noi și așa suntem sub schemă și acum, dar dacă contactăm cu posturile care am zis, cu cei la Gina, unde este, acum este pe post de consilier al primarului, trebuie să ocupă postul ăla. Cel dat la contabilitate, ne ducem la 25 primari. Despre asta este vorba, ca să înțelegeți. Trebuie să reducem. Automat că și adică, aceste posturi se mai bugetează, că asta a urmărit guvernul. Adică, având 28 de posturi, ei ne bugetau 28. Dar noi nu plăteam 28. La urmă, banii ai foloseam înapoi. Sau din luat înapoi. Dar de asta a urmărit că cu 10%, bine, la noi e puțin, la noi 28 de oameni. Sunt primării care are 300 de angajați. 500. Acolo bate tare. Acolo îi pare. Noi cu 3 oameni. Dacă se va reveni înapoi și va da voie, automat un polițist l-aș mai angaja, fie de birou, poate nu. Auditor, dacă o să forțeze legislația, va trebui să punem, dar deocamdată aici am găsit noi punctele, să știu, locurile pe care putem să le excludem acum, perioada asta. Deci aici, spre exemplu, în momentul în față figurează David Mihai, nu? La statul de funcție. Nu, mă, da, cu aici. Da, e clar. Mă, dar ca pe și... Nu, dar spune acolo că se trece de David Mihai. A, nu am știut. În loc de David Mihai. David Mihai a fost înainte, nu? Nu mai știu să scrie ce funcție, dar aia s-a greșit. Dacă sunt discuții pe seama oameni grave. Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Fiind în totalitate, trecem la următorul punct. Problemele diverse. Da, la probleme diverse, eu vreau să vă spun câteva lucruri.
să vă reamintesc că, din păcate, cu această investiție cu alimentare cu gaze naturale, avem mare probleme cu cetățenii care se certați aici. Și avem în continuare spargeri de cutii, acele furturi. Așa, e furturi. 27. Deci, chestiunea este nu că ar avea ce face ceva cu cutiile, că nu are ce face cu ele. Efectiv, nu are ce face cu ele. Nu poate să pună nici murături cu ele, nici fasolea, nici pumnele uscate. Numai răutatea. Nu vreau să cred că cineva îi pune intenționat, parcă n-aș pleca chiar până acolo, că îi pune intenționat să facă lucrul ăsta. Deși la câte vorbe aud, nu e spus, nu este spus. Dar dacă mergem în ritmul ăsta, cu stricăciunile astea, se vor lăsa pe cumva la un moment dat. Păi nu pot, ei n-au cum să-și plătească, n-au cum să suporte costurile. Acum mai nou. Nu mai spar. În afară că spar cutiile alea, cum e bine, gazometru, ce mai bine. În afară că spar cutiile alea, sunt țevele alea de aerisire. Deci au început să... Era pe mijloc cu bârca, erau pe mijloc cu străzi. Era pe mijloc cu străzi. Deci nu înțeleg ce înțeleg, nici noi ea care ar trebui. Deci o ia și unul. Deci, și capacele de la... Era de fontă mici. Și capacele mici de la aerisitoare. Care sunt atât de mici. Știi, minuscule, au 30 în DNF. La 30 am zis mult, 20. Alea care sunt pe centru. Și pe alea le fură. Adică, stai și să gândești câteodată când muncești pentru proiectul ăsta, s-a muncit ani de zile. Fericirea noastră a fost că am prins în primele 10 comuni din țară, sau localități, cred, din ele sunt și ceva dintr-un oraș, o parte a unui oraș, muncește atâta ca să obținem o finanțare care nu-i de aici de acolo, este foarte mare, și te trezești că nu poți să o duci la bun sfârșit din cauza unor neisprăviți, că nu poți să-i numești altfel, a unor inconștienți, a unor needucați și a unor netrebnici. Nu poți să-i numești altfel. Da. Și le-am spus totdeauna și știți foarte bine, le-am spus. Nu numai în legătură cu investiția asta, ci cu curățenia și cu tot. Mă, dacă tu nu faci și nu te punem să faci, mă, respectă măcar ce facem noi. Noi, poate ultimele, respectă lucrurile pe care le facem. Nu știu unde vom ajunge, deja avem mari discuții cu constructorul, cu cei care au câștigat în condițiile astea, noi nu muncim ca la Iași. Adică azi facem, mâine strică și iar fără de plăcere. Dar ești romanul. Deci nu se poate așa, în afară de astea sunt banii care îi băgăm. Acum, pe Bârca, am început, la alea sperăm, dar cred că le vor scoate, se chinui, că... culmea, dacă ar câștiga ceva, spui, băi, se chinui, scoate capacul ăla, câștigă 50 lei sau 10 lei. Nu știu, e de când vreau să... 200 de grame. Dar atâta e, cât jumătate telefon am eu, atâta e. Că am văzut la ediție. Și acum, știți că am și... Parcă v-am mai spus, am mai amintit în ședințele de Consiliul Local, că am intervenit la Consiliul Județean și Bârca, pentru că ea a fost cea mai afectată, să turnăm un covor asfaltic nou. Deja astăzi am primit oamenii, cine a trecut pe Bârca a văzut. Se lucrează, se frezează șoseaua și vine cu un cofor asfaltic cap-coadă. Începem din DN-ul. 8 centimetri, de 8 centimetri. 6, că am vorbit de ei. Dar să treacă și până la care. Da, vine un cofor asfaltic care să prindem și aceste aerisiri. Oricum erau puține și în relief. Și noi am avut mare grijă acum, că am făcut pârte, un pic de pârte, să nu alergați cu lama. Nu, nici n-a fost nevoie de la mulțumesc. Să nu le acasă când am dat antrenarea. Și acum când venim la nivel. Alea vin la nivel cu asfalt. Deci ne chinuim să facem câte ceva și găsești niște irresponsabili, nici nu știu cum să-i categorizez, care strică munca de ani de zile, de 10 ani, de 15 ani, a unui colectiv. A
ar trebui urgentat montarea camerelor de la WC. Montăm și cu camerele... Mai oprim din flagelul ăsta. Și asta este adevărat. Băiatul ăsta are uitați camerele ăsta. Știu că ați spus. Dar să aici se văd. Nu a ieșit avizul de la Ministerul de Interne. Că așa dețin astea de interupe. Nu a ieșit avizul. Plăcut mai tare, la ei. Avem camere, sunt pe scenă, le montează. Om, a zis că o săptămână ne-am montat. A fost, am... Fără aviz, nu-ți dă voie. Nu-ți dă voie, pentru că se filmează chiar pe domeniul public. Nu avea avizul la Ministerul. Poate să mă urgentăm. Tem după aici. Băi, dacă mă filmează, mă vei vreo... Bun, acum mă aștept. N-aștept. Doamne, Doamne, să nu fie așa. Nu aștept și cu camerele astea să le ia la țintă. Le ia la țintă după loc. Că, da, prin doia la țintă să vede cine a lucrat. Prin deutul ăia la țintă. Și dacă are masca pe față, tine. Camerele care se urmăresc una pe alta. Așa, acum avem un sistem de format camere care se urmăresc una pe alta, care e destul de inteligent, dar nu știu ce. Dar le-a rotundit sau să... Nu știu. S-a plătă la cule. Cele mai bine, că le-a prindeam de toate. Au zis că sunt cele mai performante acum care sunt la... De ultimă generație. Au zis că dai cu piatra în ea și nu poți să o spargi. Așa spune cel care a cumpărat. Da. Capsulate, au numai. Dar mai rău, băieții au fac probe de presiune pe sistem. Și merg și dau drumul la ventil. Și ne sună lumea noaptea. Domnule, veniți că la mine suflă gaze. Deci trebuie spus la oameni. Deci nu sunt gaze, este aer. Dar omul se sperie. Și trebuie să mergi să închizi acolo băieții. Iar încearcă, iar bagă presiune sistem. Și astea sunt problemele da, care... Da, normal, stă unul la capul ăla, băi, care... Da, mă, dar e vorba până la capul, dacă îți dă drumul pe traseu. Păi lasă-mă, cum e traseu, a dat drumul aici la stoica. Și a sunat, m-a sunat, era vreo 10 jumătate. Băi, veniți că suflă gaze. Băi, nu sunt, nu, veniți, veniți, veniți. Și m-a dus acolo, era deschis ventilul de deasupra. Ăla era deschis, l-am închis înapoi. I-am spus lui domnul inginer de aici, care execută. Da, și spun că toate stricăciunile astea, nu cred că se întâmplă numai la Bulga. La Borșan devastează parcul. La... Dar la Borșan au luat două, chiar în fața căminului, două cutii dintre astea. Chiar lângă monument și dincolo la grădiniță. Le-am legat cu ele. Nu cred, este tot ce se întâmplă numai la Bulga. Deci numai la Bulga că sunt în Ron. Dar la Borșan ce mai sunt? Exact, termina Bulga. Cum? Le punea în interior și le putem la mâine. Mai mi-ar și delegat. N-ai cum să le pui în interior. Cel mai bine dacă nu să-l lase la oameni și se montează în momentul când... Dar toată investiția este făcută, dar așa e prins proiectul. Proiectul nu se modifică așa cum una de două, dacă am stat eu în proiectul. Ce lucruri? Știu, dar dacă ții tu, eu pui și ți-l fură. În momentul când vin tu, îl ai, iau de colea și montează. Na, ce vezi? Ce să vă spun? Cel mai alte proiecte sunt în... În zona la BMD, cealaltă. S-a făcut devierea prin partea romilor și la ei se sparte, să știți. Și la ei și... Dar la ei înăuntru în care are... Nu are una spart. Nu. Deci acolo niciodată, toate sunt intacte. Ei, aici pe strada... Ceea ce denunță, s-ar putea să nu fie ei. Poate da. Deci sunt alții care... Băi... Tu acasă la tine niciodată. Nu, ce literă, mă, de spus, bă, dacă să nu termine investiția, că unii nu vor să facă investiția. Spune, la doamna Oancea, nu dată responsabilitate. Cum să nu se poate? Acum asta e poate, să spune, să-ți dea păzitate la Căbin și o să-ți monteze. Dacă eu îl văd cât de cât e. Una le-am luat la Căbin și le mai montăm. Și am să le montăm aproape când e finalizată investiția, să le dăm drum. Dar stau și îmi pun întrebări. Dar ce se va întâmpla când va fi gaze? Da, ce e problema. Și ăștia vor umbla și vor trage. Aia e problema. Aici e durerea mea. Să se sperie acolo. E frică și lor. Da. Aici e durerea mea. Și acolo e dosar penal. Nu face bine. Nu știu ce să zic. În rest, cu investiții de celălalt de săptămâni în grafic, am semnat contractul. Nu am mai... Da, nici pe telefon, pe Facebook, am semnat contractul pentru acea balastare, asfaltare, 2,7 km aproape, ceea ce rămas din ceea ce nu-i prins la canalizare. Celălalt nu avem, cu parcul, suntem grafic cu dotarea parcului, cu
iluminat inteligent și ăla, dar probabil că nu va prinde toată viața anul ăsta, că n-are cum, da. Avem izolarea termică a celor două școli, Borșanu și Bârca, extinderea școlii de la Bârca, grădiniță nouă de la Borșanu, tot am avem enumerate, eu le-am pus, avem 11 investiții care sunt cu fonduri europene și guvernamentale foarte puține. Din astea 11, 8 sunt cu fonduri europene. Avem 11 investiții puse pe tapet, inclusiv cadastrarea terenurilor. Suntem bine, suntem în grafic, în regulă. În regulă. Avem noi obiective prinse acea sală de sport care se face la școală din centru. Avem prinse așa casă de recreere socială pe terenul de sport. Zic, ca și dezvoltare, e bine gândită treaba și suntem chiar în grafic cu ele. Problema e să avem înțelegere de la oameni și bun simț și respect. Și respect față de ceea ce vrem să facem. Eu oricum ne întâlnim înainte. Legat de asfaltare, știți că a spus că este o parte cu Angel Saligny și o parte cu PNRR. S-a dat drumul și la PNRR. Nu. Asfaltarea nu mai e pe PNRR, e pe Saligny. Pe Angel Saligny. Pe PNRR avem... Vrem să se rezolve toată comuna care... Da, nu se rezolvă acum cu ăștia 2,7 km. În total, ne mai rămâne, adică toate ulicioarele care sunt prinse, noi le avem. Fac șanț, dacă este anul ăsta, fac șanț. Cuvânt, dacă. Deci, în secolul 21, ajungem ca să avem încă noroi și praf. Cum i-am luat mașina așa? Nu luați așa. Uite-ți-vă în altă loc. Satul nou nu are nicio gură de asfalt, adică la intrare. Luați cornățelul, tot drumul județean, cap coadă, până la lungă, bochie n-aveți. Până la urmă vorbi, nu înțeleg, nu se vrea sau se... Păi nu că nu se vrea, dar astea investițiile nu bază, îmi pare și banii ca să vrei tu. Dar deocamdată la noi toate arterele principale sunt asfaltate, nu există arterele principale neasfaltate. Și cele secundare? Grădini și câmpeni, cum s-a spus, nici nu s-a trecut câmpeni. Pur și simplu, este un drum principal. Noi, principal, dar numai celălalt. Noi, principal, dar nici secundar nu poți să-l numești, da? Asta e treaba. Acolo asfaltul, să râdeți, dar se oprește exact la ieni. La ieni și nu trebuie să punem în partea cealaltă. Nu râdea sică și nici rar, că aveți asfalt. Ar trebui să vin cu cerere, să solicit reducerea taxelor și impozitelor. Da, așa ar trebui. La București, care stau la periferie și au mucil, merg cu 5 mele până la cerere. Sunt construcții noi, dar aici sunt trei principale care pur și simplu ar trebui făcute. Este singura care e suprafață mai lungă. Nu e adevărat, nu avem. Avem și noi la toți o puneți din ghiere. Da, și chestia așa cu strada principală, cu bisericii, cu strada bisericii, iar până la fel la Borșani. Toată lumea vrea să le facă, toate sunt prinse în schemă, o să se facă. Mai trebuie un pic de răbdare. Și cu toată. Dar e tot. Haideți să căutăm, să ducem la un sfârșit. Dacă vă dau proiectul dumneavoastră, îți faceți dumneavoastră, luați finanțare, luați constructori și dați-i bătaia. Dacă vă pricepeți la noi, că dumneavoastră pricepeți noi. Nu învârt, eu nu văd niciun bar, că ăștia sunt bani europene. Să ne gândim, să ne gândim. Să ne gândim, să ne gândim. Să ne gândim, să ne gândim. Să ne gândim, să ne gândim.